primul rând, bună ziua. Îmi cer scuze pentru întârziere. Eu sunt foarte parolist și niciodată nu o să aveți probleme de genul ăsta cu mine când stabilim ceva. Așa rămâne, dar astăzi a fost prima zi. A trebuit să discut mai mult cu băieții, am rămas și pe teren puțin mai mult. Acum chiar trebuie să ne grăbim foarte tare pentru că mâncăm și plecăm spre aeroport. Aș vrea să-l felicit pe Eric, pe Linca, pentru toată munca pe care a depus-o aici. Știu că nu este ușor. A reușit o performanță foarte frumoasă pentru Cluj, pentru Universitatea Cluj. Și nu numai pentru Universitatea Cluj, cred eu că pentru tot Ardealul. Pentru că U Cluj este una dintre cele mai importante echipe din România, cu suporteri foarte mulți, foarte pătimași, o echipă frumoasă, într-adevăr un club important din România și trebuie să-i mulțumim pentru că a reușit să o aducă echipa în prima ligă. Cum v-a convins U Cluj să veniți aici? Păi am spus, în primul rând, numele echipei este unul foarte mare, o echipă frumoasă, am spus, cu o masă de suporteri foarte mare. Cred că este să nu greșesc și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar probabil are cei mai mulți suporteri în Ardeal. Probabil cea mai iubită echipă din Ardeal. Pare că totul s-a derulat foarte, foarte repede. Ați ajuns la miezul nopții, ați făcut deja primul antrenament. Cum s-au derulat lucrurile? Sunt foarte obosit, am dormit doar 2 ore, dar are mai puțin importanță, mă rog. Asta oboseala mea în acest moment. Foarte important este să reușim și începând din acest moment, am spus și jucătorilor, nu mâine, nu pe mine, să abordăm jocurile de altă manieră, mare responsabilitate, pentru că reprezentăm un oraș uriaș, reprezentăm o echipă uriașă, nume istoric și avem obligația de a reuși, de a menține Universitatea Cluj în prima ligă. Iar în următorul an, cu siguranță, ne vom bate la locurile de play-off. Am reușit să fac acest lucru și cu alte echipe, așa că nu mi-este frică, nu va fi deloc ușor. Mi-aș dori ca toți suporterii să aibă încredere în noi și implicit în mine, în echipă, în jucători. Vreau să îi asigur, să fie convinși de mine și de staful meu că vom face tot ce depinde de noi, de priceperea noastră ca Universitatea Cluj să rămână în prima ligă, să nu aibă emoții, iar anul următor să ajungem în play-off. De fapt, asta este și contractul meu. Ca să putem să ne revedem și peste 3 ani de zile, trebuie să rămânem în prima ligă în acest an, iar anul următor să ajungem în play-off. Ce puteți schimba până mâine pentru că Universitatea în acest moment are nevoie de punct? În acest moment trebuie să schimbăm jocul, asta e clar. Atitudinea, agresivitatea, în primul rând am spus jocul, băieții trebuie să aibă încredere mult mai mare în ei. Sunt jucători care au confirmat, au jucat foarte multe partide în prima ligă, mulți dintre ei, poate peste 100 și cu siguranță peste. Avem și jucători care au jucat la echipa națională. Important este să-și recapete încrederea. Din partea mea, toată susținerea, i-am asigurat de acest lucru. Am discutat cu ei, unii dintre ei mă cunosc, au lucrat cu mine, mă refer la Chipciu, am lucrat la echipa națională, la Filip, la Romario Pires, Boiciuc, jucători care mă cunosc, care am lucrat împreună și știu foarte bine că putem să reușim lucruri frumoase. Acum nu pot să spun mai multe, să promit, pentru că nu-mi place, mă cunoașteți, probabil și după jocurile pe care le-am discutat cu alte echipe la Cluj și totdeauna am fost sincer. V-am răspuns la telefoane, nu am încercat să vă ascund ceva, nu sunt un om fals, ceea ce discutăm așa rămâne. V-am spus, mă țin de cuvânt, nu o să vă mai fac niciodată să așteptați nici măcar 5 minute, că astăzi ați așteptat mai mult de 5 minute și încă o dată încerc scuze. În rest, v-am spus, sper ca toți suporterii lui U să fie mândri de această echipă, dar să fie convinși că nici eu și probabil nimeni nu ar putea să promită că începând din momentul ăsta U Cluj va câștiga toate jocurile. Pentru că vor fi și perioade frumoase, cu siguranță, vom schimba lucrurile, dar nu pot să le schimb
de astăzi pe mâine. Mi-aș dori ca mâine să câștigăm cele 3 puncte. Le-am spus și băieților. Știu că nu va fi ușor, pentru că întâlnim o echipă foarte bine organizată, o echipă cu jucători foarte experimentați, jucători de echipe naționale, dar sincer nu am nicio teamă, am jucat de foarte multe ori împotriva voluntariului. Știu că sunt o echipă bună, au un antrenor bun, dar și noi trebuie să dovedim că merităm să rămânem în prima ligă și vă promit acest lucru că Universitatea Cluj va rămâne în prima ligă. Cu domnul Linker ați vorbit? Nu, am vorbit cu domnul Coș, pentru că am și jucat o perioadă scurtă împreună, un an de zile, el era la început, eu eram spre finalul carierei și am discutat cu el, am vorbit astăzi. Mi-a făcut mare plăcere să revăd, a rămas să discutăm și am să vorbesc și cu Eric, cu Linkar, pentru că încă o dată merită sincer felicitări, are aprecierile mele și îi doresc numai bine, să-și găsească echipă cât mai repede. Știu foarte bine că nu este plăcut să stai în afara fenomenului, pentru că asta a făcut și el de mic, ca și mine, ca și alți colegi de-ai noștri, dar și eu am pățit-o de foarte multe ori și am pățit-o poate de multe ori pe nedrept și știți, așa ca istorie, ce am reușit, am plecat de la anumite echipe de multe ori și neînvins pe 15 jocuri, dar a trebuit să nu mai continui pentru că mi s-a terminat contractul. Alte echipe am plecat după ce le-am luat după penultimul loc și le-am dus în play-off și așa mai departe, dar este istorie, mi-am făcut treaba la cluburile respective, același lucru voi face și la U Cluj. Face tot ce depinde de mine ca universitatea să rămână în prima ligă. Vă imagineam, vă așteptat la aeroport, vezi colaborat cu el la club? Și eu știu că nu este la club, este unul dintre amicii mei în fotbal. Astăzi m-am întâlnit la baza de pregătire cu George, cu Florescu, chiar am discutat câteva minute cu Lemnaru. A rămas să ne vedem când venim de la București, îi cunosc, sunt oameni de fotbal, din fotbal, au făcut fotbal toată viața și totdeauna am să mă întâlnesc cu mare plăcere cu foști jucători, foști conducători, deci niciodată n-am ascuns nimic de nimeni, pentru că nu am ce să ascund, nu am datorie la nimeni în fotbal, nu am plecat de la nicio echipă să rămân dator cuiva, sincer, chiar nu am ce să ascund. În acest moment, v-am spus cum stau lucrurile, eu am discutat cu Radu, președintele clubului, cu Radu Constante, am stabilit lucrurile. Nu știu de ce ar trebui să mutăm discuția în altă parte, pentru că nu există așa ceva. Ca să vă spun mai multe, mai mult, să vă răspund clar așa, eu nu am în acest moment nici măcar un reprezentant legal, dacă vă referiți la impresari sau ceva de genul ăsta. Cu toate că cunosc foarte mulți oameni în fotbal, sunt prieteni cu foarte mulți, dar dacă la astea lucruri de genul ăsta vă referim, nu. Dacă discutăm strict de fotbal, am spus cu cea mai mare plăcere, dar niciodată nu am fost legat de cineva anume. Cu tot respectul pentru toți agenții și eu am colaborat și probabil m-ar colabora cu mulți dintre ei, sunt prieteni de mine, niciodată n-am să încerc să mut discuția în altă parte, că nu și-are rost, v-am spus, da. Nu, eu știu că nu este angajatul clubului, nici nu știu, trebuia să mă întâlnesc cu altcineva, dar nu are nicio importanță la aeroport, dar v-am spus, eu cu foști fotbaliști, cu prieteni, cu amici de-ai mei, mă întâlnesc totdeauna cu mare plăcere. V-am spus, pe George, pe Florescu și pe Lemnaru chiar am invitat săptămâna viitoare, vreau să discut cu ei. Se pune problema să mai aduce jucători în acest moment sau bugetul vă dați seama că mi-aș dori. Cine nu și-ar dori să completeze, mă rog, lotul cu 2-3 jucători valoroși sau mai valoroși decât jucătorii noștri în acest moment, să ridicăm puțin valoarea lotului. Nu că lotul nostru nu este valoros. Nu, este un lot valoros, dar v-ați uitat și Real Madrid. Aduce jucători care speră clubul să ridice nivelul echipei, ca și valoare. Același lucru vom încerca și noi. Dacă vom găsi jucătorii respectivi care suntem convinși că ne vor ajuta, îi vom aduce. Dar ca să facem transferuri doar de dragul de a transfera, este destul de complicat, este o perioadă scurtă și vom face ca lucrurile să funcționeze bine. Urmează un program destul de dificil, într-un moment delicat al echipei, pe un fond emoțional destul de încărcat al jucătorilor. Cât de repede credeți că se pot adapta noilor viziuni pe care le aduceți la echipă? Foarte rapid.
trebuie să se adapteze în 24 de ore, să fie alții jucători pe teren din minutul 1. Și acest lucru cred că o să-l facă, pentru că sunt jucători valoroși și am discutat cu ei. Dacă toate lucrurile erau în ordine și echipa avea un parcurs foarte bun, poate nu stăteam de vorbă în acest moment. Dar totdeauna când lucrurile, să spunem că nu merg așa cum ce-ar dori conducătorii, intervin, m-am spus și asemenea schimbări.